Genere și intrăm. Bună ziua! Sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutam puțin înainte de emisiune, ne-ați luat prin surprindere. Vom vorbi astăzi despre majorarea salariilor cadrelor medicale. Nu spunem medici pentru că vorbim și despre asistente, doamnelor și domnilor. 25%, după cum ați aflat. Dacă este de ajuns sau nu, vorbim astăzi cu invitatul meu, dar nu discutăm numai acest lucru, încercăm să vedem dacă sistemul acesta sanitar este atât de bine construit încât să ne țină acasă cadrele medicale, medicii și asistentele. Știți foarte bine că există un exod și că există pericolul ca în scurt timp să nu mai avem oameni în spitale care să ne trateze. Nicolae Emana este invitatul meu de astăzi, președintele Sindicatului Sanitas. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bun, de cât timp așteptați, domnule Emana, această majorare de salarii, de un an, de doi, de trei, de patru, de cât timp o cereți? Cred că, e mai corect spus, o cerem și o negociem. De aștepta nu așteptăm nimic, pentru că nu se oferă nimic pe tavă. Negociem de un an și jumătate, cel puțin, această majorare de salarii. Practic, noi negociem o nouă lege a salarizării. Pentru că această majorare de 25%, care este pentru întreg personalul din sistemul sanitar, Să subliniem, nu numai pentru medici, nu ci numai și pentru pentru medici asistente. asistenți, ci pentru toți cei care lucrează în sistemul sanitar, pentru că fiecare are rolul lui distinct acolo. Și infirmiera are rolul ei, și femeia care face curățenie, și personalul de la TESA care își desfășoară activitatea, fiecare își face treaba așa cum trebuie și face în așa fel încât să meargă acest sistem. Face parte, așa cum vă spuneam, dintr-o nouă lege a salarizării pe care am discutat-o, negociat-o cu toate ministerele implicate, și aici mă refer la Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Bugetului și, până la urmă, Guvernul României. Din proiectul pe care l-am negociat și ni s-a prezentat sub formă de draft final, se pare, se va întinde până în anul 2017. Bun, haideți Sănătate. să explicăm acest lucru. Primiți 25% acum, de la 1 octombrie, Da. ce înseamnă că se întinde acest proiect până în 2017? Ce urmează? Adică de în anul 2016 va mai avea loc majorări și în 2017 la fel. Noi căutăm să fie cât mai devreme aceste tranșe de majorare. Înțeleg că nu s-au stabilit încă datele pentru următoarele Datele tranșe. nu, dar grilele au fost stabilite Care sunt grilele? Ce și spune ele? urmează undeva ca personalul din sistem să aibă o majorare în medie între 75 și 100%. Până în Până în 2017. 2017. Pare destul de mult, 100% până în 2017. Vă mulțumește acest procent? Vă mulțumesc acești 25% acum și procentul de 100% în 2 ani de zile? În primul rând că nu este mult. Să nu uităm că noi în 2010 am pierdut foarte mult la salarii. Că odată cu tăierea 25% s-au pierdut mult mai multe drepturi. Să nu uităm că s-au pierdut salariul de merit, s-a pierdut al 13 salariu. Făcând o sumă, în medie s-a pierdut undeva la 45-55%. Nu s-a pierdut numai 25%. De recuperat s-au recuperat decât 25%, atâta. Făcând un calcul cât a crescut inflația, făcând un calcul cât s-a scumpit viața, că știți foarte bine că pe zi ce Știți că trece, pe zi. inflația nu s-a mărit foarte mult. Dacă ne uităm la datele oficiale, eu nu spun ce simțim cu toții, nu a crescut mult. Da, Acum, ce simțim e altă problemă. dumneavoastră aveți dreptate, în sensul în care am văzut un exemplu într-o revistă, Bild, un om stătea cu un picior în gheață și cu un picior în foc. Și concluzia era că mediul o duce bine. Corect, exact așa suntem și noi. Adică, Foarte bună observație. noi În simțim, cifre stăm relativ bine. da, știți cum, noi discutăm de traiul de zi cu zi și vedem că față de anul 2008, când a avut loc ultima indexare, să spunem, în funcție de inflație, noi n-am mai avut niciun fel de creștere, ba din contră, am pierdut foarte mult. Motiv pentru care am început foarte serios de acum un an și jumătate să negociem și s-a ajuns la această formă. Am cerut expres ca să avem un prim semn undeva în sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. După delungi negocieri, s-a hotărât ca de la 1 octombrie să aibă loc această majorare cu 25%, reprezentând prima tranșă din majorarea privind noua lege a salarizării. Bun, vă întrebam dacă este mult sau puțin și spuneți așa că s-au tăiat salariile. Credeți că se va crea o discriminare, o problemă între diferite categorii sociale? Mă gândesc la faptul că
Dumneavoastră, cadrele medicale, în general, veți avea salarii majorate cu până la 100%, alte categorii nu și știți foarte bine că au început să ceară. Credeți că se va crea o problemă socială? Nu cred sub nicio formă. Păi stați un pic, la toată lumea a fost tăiat salariul, și la profesori, și la funcționari publici, și la medici, și la asistente și așa mai departe. Haideți să vă explic, noua lege. Vă ascult. Noua lege a salarizării prevede grile pentru fiecare categorie profesională. Ele sunt negociate cu cele 4 ministere implicate și mai mult decât atât, se stabilesc coeficienții exact unde ar trebui să ajungă fiecare salariu. În momentul în care se aplică aceste majorări, se aplică ca parte integrantă a acestor creșteri salariale care vor avea finalitatea în 2017. Să știți că nu înțeleg ce îmi spuneți. De ce? Pentru că l-am auzit pe domnul Ponta spunând cu profesorii, mai așteptăm, mai vedem. Deocamdată putem să dăm numai aici. Așteptăm ca prima tranșă de creștere. Să nu uităm că, mă rog, colegii noștri din învățământ au primit 5%, au mai primit încă 5%, au personalul din învățământ, unei didactic, au primit 12%. În condițiile deci administrația publică a primit acum 2 luni de zile 12%. În condițiile în care dumneavoastră cât ați primit? N-am primit nimic. Bun, trebuie să subliniem asta, da? Că s-ar putea să existe voci care să spună, uite, nu, și mai este un alt ei lucru primesc, care, alții nu. Nu, dar mai este un alt lucru care este extrem de important. Personalul din, deci angajații din unitățile sanitare sunt plătiți efectiv din contractele cu casele județene de asigurări de sănătate. Adică, dacă își fac prestațiile medicale, iau bani și au bani de unde să primească salarii. Dacă nu își fac aceste prestații medicale, nu iau bani, că n-au de unde. Am înțeles, dar în principiu oamenii își primesc banii. Tocmai de asta, pentru că muncesc. Deci banii nu vin de la bugetul consolidat al statului, ci de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Pe care tot noi îl alimentăm. Îl alimentăm tot prin contribuție. Cei care plătim, care muncim. Da, și prin această contribuție noi așteptăm ca să primim niște servicii de sănătate de calitate. Corect. Mai este un alt lucru extrem de important. Faptul că noi facem eforturi foarte mari și atragem atenția și ministerilor de resort că trebuie încurajat personalul din sănătate să rămână în țară, nu să plece peste hotare. Știți foarte bine în ultimii ani cât personal a plecat și aici mă refer începând de la medici, asistente medicale, au plecat echipe medicale cu totul în afară și atunci ce vom face în țară? Că știți foarte bine și că sunt există probleme. O penurie. Sunt probleme. Foarte, și în Constanța, cu jumătate de gură recunoștea domnul director al Spitalului Județean Constanța că sunt unele secții unde sunt probleme, neurochirurgia și așa mai departe. Nu sunt multe, da? Înțeleg că... Sunt din ce în ce mai multe. Uitați-vă la eu vă spun ce spunea. Pediatria din Tulcea, care a fost închisă din lipsă de personal. Uitați-vă și aveți semnale, uitați-vă la N-spitale care au probleme foarte mari cu personalul. Discutam cu colegii din Cluj, care sunt foarte apropiați de Germania, unde au plecat foarte mult peste hotare și spunea foarte clar că s-au străduit foarte mult să deblocheze posturile și nu vine nici naiba pe salariile respective să se angajeze și să lucreze atât de mult cu risc atât de mare și atât timp cât pot să plece foarte simplu în Germania. Austria. Bun, spuneați de un exod al medicilor. Vreau să vă întreb așa. Nu, discutam de un exod al personalului din sănătate. Bun, e greșeala mea, da? Nu este o greșeală, se creează o mică confuzie. Da, lumea vorbește în general despre medici, dar problema reală este... medicală. Este exact, și la asistente și la infirmiere și așa mai departe. Am discutat, îmi cer scuze că fac o mică pauză, am discutat cu un medic foarte, foarte renumit și un om cu capul, purtător de creieran. Și spuneam în felul următor, domnule, este firesc și normal să creștem salariul întregii echipe medicale. Mie, dacă infirmiera sau femeia de serviciu intră în sala de operație, nu face curățenie cum trebuie, nu face dezinfecție și îmi trântește o cârpă pe masa de operație, păi s-a dus naiba toată munca întregii echipe. Corect. Și atunci toată echipa trebuie să fie bine plătită în funcție de prestația pe care o face și de ce să nu ne ferim? Haideți să ne raportăm măcar foarte puțin la ce se întâmplă în celelalte state. Cum este plătită echipa medicală? Păi, despre asta vroiam să vorbim. 25% pentru o asistentă. Domnul Roman, cât câștigă acum o asistentă? Dați-mi niște paliere. Deci, sunt două
etape, sunt două categorii, spitalele clinice, adică spitalul județean și cele de monospecialitate și celelalte spitale. Într-un spital normal, o asistentă câștigă undeva la maxim 1300 de lei. Bani în mână, net. Bani în mână. Iar la spitalul clinic ajunge undeva la 1600 de lei. 1600. Luăm o medie de 1500, adăugăm 25%, asta înseamnă încă 370 de lei, 1870 de lei. Bun. 370 de lei creștere. Și dacă adică... discutăm ca o primă etapă și dacă discutăm că peste 2 ani de zile de la 1600 va avea aproape 3000 de lei, parcă nu mai îndeamnă, se mai gândește de 10 ori înainte să plece afară. În condițiile în care totuși afară ar putea să câștige de 2 ori mai mult. Da, corect. Dar să ne gândim încă o dată că este dureros și dramatic să plece în afară. Marea majoritate, pentru că lasă familie, lasă prieteni, lasă părinți. Adică nu e chiar așa de simplu. Și nu pleacă nimeni. Nu pleacă nimeni cu foarte mare bucurie. Vreau să am o aventură profesională și vreau să lucrez în afară. Dacă aceste lucruri pe care le amintim noi ar fi dublate și noi cerem foarte mult dublate de o finanțare corespunzătoare a sistemului, să nu mai existe penurie de material și o siguranță la locul de muncă care este invocată, să nu uităm cazul faimos Giulești, atunci vă spun eu că ar fi mult mai bine în sistem. Pentru că, încă o dată, colegii mei care lucrează, și o să-mi dați exemplu și de cazuri, de uscături, nu mă interesează. Marea majoritate a colegilor care lucrează în sistem sunt niște eroi. Să nu uităm că lucrează de foarte multe ori subnormativ, să nu uităm ce muncă desfășoară. Și aici aș vrea să-i aduc în discuție și pe cei din DCSPC-uri, că toți colegii noștri sunt. Care vor primi și ei totuși o majorare. Care, avem discuții la momentul acesta, vor primi conform legii salarizării, dar insistăm foarte mult și am avut discuții inclusiv cu premierul și cu doamna Răvana Plumb să-i aducem cumva tot de la 1 octombrie, pentru că nu vrem să creăm disensiuni foarte mari și încă o dată nu vreau să simtă marginalizați. Știți foarte bine că ei au primit acum 2 luni de zile 12%, au salarii foarte mici, iar munca și răspunderea este imensă. Vă invit toată, poate facem o dată o emisiune și vizităm un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică sau un centru de îngrijire și asistență socială. Discutăm despre salariile medicilor. Spuneți, domnule Manea, că... Salariile personal. Personalului medical, personalului din actul medical, am încurcat. Da, aveți dreptate, da. Discutăm și despre asistente, și despre infirmiere, și despre medici. Spuneți că... Și TESA, da. Da. Toți vor primi salarii mai mari, cu aproape 100% până în 2017. Deci exodul acesta spuneți că se va încheia. Da, în pauză făceam, asta vreau să vă spun, că făceam un calcul împreună, da? Da. O asistentă va avea aproximativ 800 de euro. Dăm așa niște cifre. Nu, dar discutați de cele care sunt pe unitățile clinice. Haideți să spunem 700. Ideea următoare, în străinătate vor putea să lucreze oricum pe salarii de 3 ori mai mari, poate de 4 ori mai mari dacă mai prind o gardă ceva. Deci diferența mi se pare iarăși foarte mare. Rezolvăm ceva sau nu rezolvăm? Păi noi de-aia suntem sindicaliști să căutăm să obținem... Păi nu o să puteți să mai cereți dacă... Nu, stați puțin. În condițiile în care, vă spuneam că nu pleacă numai din cauza aceasta, în condițiile în care reușim să rezolvăm și cu normativul de personal, adică să nu mai lucreze pentru 2 colege, în condițiile în care se va simți care siguranță la locul de muncă, și nu mă refer la siguranța locului de muncă, ci siguranța locului de muncă. Că să nu uităm un lucru. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Păi, haideți să vă spun, colega noastră de la Giulești a intrat și face pușcărie în condițiile în care normativul de personal presupunea 5 asistente. Bun, haideți să reamintim cazul, câțiva bebeluși au murit acolo, pentru că, din câte știu, erau singură asistentă sau erau două? Era o singură asistentă pe tură, când normativul prevedea foarte clar că trebuiau să fie 5. Bun. Acea asistentă a plecat la toaletă. A lipsit câteva minute, a fost la toaletă, da, nu știu unde a fost, a izbucnit un incendiu. Pentru lucrare făcută și așa mai departe, declanșat scurt circuitul, până s-a întors, s-a întâmplat tragedia. Fără să există avertizoare de incendiu, fără... Fără să existe foarte multe, dar dacă existau două colege, da, să declarate vinovată asistenta, electricianul, are mai puțină importanță. Da, femeia în închisoare, condamnată la... Da, și cu ceilalți, dar nu s-ar mai fi întâmplat această tragedie. Erau doi. Cum adică? La un normativ de 5 rămâne unul singur. De ce? Că nu avem bani. Nu e normal. Ar fi trebuit să fie 5. Asta 5. Este important. Nu 1. Da. 5. Da. Bun. În spitalele din Constanța, de exemplu, se întâmplă
astfel de lucruri, muncește o persoană, dar trebuie să muncească 2, 3, 4, 5? De atunci până acum s-au rezolvat multe situații, nu suntem la nivelul acela, dar să știți că mai este nevoie de personal și este nevoie de personal bine pregătit. Se găsește personalul acesta bine pregătit? Dacă reușim să-i atragem, vă dăm exemplu de Cluj. Da. Colegii de acolo spuneau, fiind foarte apropiați de Germania, Austria și așa mai departe, spuneau că în actualele condiții nu reușesc să aibă candidați pe posturile de la anestezie, de la terapie intensivă, de la urgență, așa mai departe, unde este muncă foarte multă și la salariile acestea nu vin. Păi Parisul este la 2 ore și jumătate de avion de București și noi suntem la 2 ore de Constanța. Mi se pare că, dacă vorbim despre Cluj, Timișoara, Constanța și nu sunt distanțele atât de mari față de Occident. Deci nu cred că suntem noi păziți de această problemă. Nu, dar se dă un semnal. Se dă un semnal că în următorii an va fi mai bine, pas cu pas, pentru că economia nu poate să suporte astăzi o majorare de 100% la 1 octombrie. Dar fiecare om își face socotelile, își face un plan în ceea ce privește viitor în următorii ani și atunci ia o decizie mult mai ușor ca să rămână decât să plece. Pentru că spune, da, nu vreau să las în urmă tot ceea ce am aici, prieteni cunoscuți, părinți, copii și așa mai departe, să mă duc necunoscut. Vreau să mai încerc aici pentru că știu că peste 2 ani de zile voi avea, va fi mult mai bine, va fi mai bine pentru mine. Personalul medical care pleacă din Constanța, din România, cum este văzut în străinătate? Aveți? Foarte bine. Foarte bine. Au încercat destul de multe firme de renume să ia legătura cu noi ca sindicat, pentru că suntem un sindicat foarte puternic. Vă dați seama, la nivelul județului Constanța avem 4.000 de membri și am refuzat. Am refuzat pentru că, încă o dată, ne-am încălcat un principiu. Noi ați fi lucrat pe comision, probabil, nu? Nu, dar ne încălcăm. Eu merg pe principii, ca și dumneavoastră. Căutăm să îmbunătățim condițiile colegilor de aici. Nu căutăm să-i ducem către afară. Dar bănuiesc că cine vrea să plece... Cine vrea să plece, da. Sau și întors, să știți. Dar bine priviți acolo, nu? Da, foarte în principiu. S-au întors, spuneți, interesant. S-au întors. De ce? Ce s-au întors? Păi, haideți să vă spun de ce s-au întors. Nu pentru că nu ar fi făcut o parte, ci pentru că, încă o dată, nu se simțeau atât de bine într-o țară străină. Discutam cu o colegă și spunea că a lucrat în Franța, avea în jur de 2.700 de euro, dar locuia într-un cartier plin de arabii, nu se simțea în siguranță, nu era acea atmosferă ca în țară. Nu mai vorbesc că avea o mamă bolnavă, adică știți dumneavoastră, chestiunile care fiecare își face socotelile, trag o linie și spun, dumneavoastră, dacă va fi puțin mai bine la mine acasă și am speranță că în viitor va fi din ce în ce mai în regulă, atunci e mai bine să vin în țară. Deci s-a cumpărat și speranță prin această majorare de salarii, dacă pot să vorbesc așa, nu este vorba. Nu. Discutăm tot despre salariile medicilor, s-a oferit puțină speranță. Bă, cadrelor medicale m-au încurcat, da. Personalului din sistemul medical. Este un, nu știu de ce greșim așa cu toții, ne gândim numai la medici când vorbim despre... Da, repet, este nu, o cred că este greșeală, un automatism. Nu este intenționat. Putem să spunem că este o figură de stil, da? Bun, 25% avem o curiozitate, v-am spus și înainte de emisiune, înseamnă 25% efectiv. Știți cum se vor acorda acești bani? Da, sau... da. În discuțiile purtate cu Ministerul Muncii și cu Ministerul de Finanțe, am reușit să stabilim foarte clar și am cerut expres că această majorare se aplice la salariul de încadrare actual. Noi mai avem o mare problemă. Noi avem 3 salarii la ora actuală. 3 salarii aveți? Da, păi asta e bine, domnule Mare, dacă aveți 3. Da. Și n-aș vrea să vă transmit binele ăsta, că s-ar putea să nu puteți să-l duceți. Da, ia explicați-ne adică cum e. Avem un salariu de încadrare care este constituit din salariul din decembrie 2009, la care s-au adăugat sporul de vechime și ce mai erau acolo. Și se formează salariul de încadrare. Ar fi corect ca la el să se aplice sporurile. Adică sporul de tură dacă lucrezi noaptea, sporul de condiții deosebite dacă ai condiții deosebite. Nu, ele se aplică la salariul din decembrie 2009. Înțeles. Condițiile acestea, sumele cuvenite sunt mult mai mici decât ar trebui. Deci dacă mult mai mici, da, cu... Păi, 10%, nu? Nu. Păi da, haide să vă spun un lucru. Dacă sporul de vechime e de 25%,
Da, și se aplică la mai este suma și de 1000 la 1200 de lei. Bun, tot se adună, să știți că, da, nu sunt oameni bogați în sănătate. Discutăm de cei care trăiesc din munca, din sănătate. Corect. Bun. Această majorare se va aplica la salariul actual, ceea ce produce cu totul și cu totul altceva. A doua discuție, odată cu votarea și cu aprobarea noii legi de salarizare, noi am mai conferit și alte lucruri foarte importante. În primul rând, prin reangajarea sistemului, trebuie reechilibrate toți angajații din sănătate, pentru că avem colegi care au rămas agățați din anul 2009 pe niște salarii mult mai mici decât colegii lor. Vă dau un exemplu. Dacă a fost în creșterea copilului sau maternitate, a rămas cu o diferență de 2-3 milioane față de un alt coleg cu aceeași vechime, cu aceeași pregătire profesională. Și atunci echilibrăm și aceste lucruri. Practic, noua lege de salarizare, așa cum ne-a fost prezentată și să sperăm că se va aplica, pentru că noi mai avem un gust amar din 2010, îl negociem din 2009 și nu s-a aplicat. Lăsați până că vin alegerile anul viitor, sunt șanse mari să se aplice. Să dea Dumnezeu să aplice, că de-aia negociem încă o dată. Din punctul meu de vedere, ca și sindicaliști, negociem cu toți cei care sunt la guvernare și atât timp cât există disponibilitate, că asta este meseria noastră. Corect. Și atunci, în condițiile acestea, am rezolvat, pentru că și această inechitate, și această inechitate, pentru că presupune încadrarea în funcție de pregătire profesională și de vechime. Bun. Și păgile vor dispărea din sistem, domnule Manea? Aceste plăți informale, nu o să le spun șpăgi, cadourile pe care le dă medicilor. În discuțiile purtate cu colegii dumneavoastră, mă întrebau dacă este ok să se legalizeze șpaga. Nu, încă o dată, e o noțiune foarte urâtă. Și în discuțiile pe care le-am purtat cu Ministrul Sănătății, se explica foarte clar că, din punctul meu de vedere, salariile în sănătate trebuie să fie atât de mari, în sensul în care trebuie să se asigure un trai de viață mai mult decât decent. Iar de restul nu mai trebuie să discutăm. Trebuie scoase clar. Cadoul pe care, pe care noi altceva. Vom dori sau nu vom dori să îl dăm medicului. Vom mai putea să-l oferim sau nu? Și a promis, ce spune domnul ministru, că se lucrează la un proiect de lege, că poate să facă sponsorizare, donație fiscalizată. Haideți să lăsăm în donație grijă. Fiscalizată, așa spune ministrul? Așa spune, dar haideți să lăsăm în grija guvernanților. Eu încă o dată sunt împotriva acestor. Vreau ca salariile să fie decente și să asigure un trai mai mult decât decent. Pentru că, încă o dată, gândiți-vă dumneavoastră, nu poți să lucrezi, discut de un medic, nu poți să operezi 7 ore, 10 ore și să te duci, baci cardul și să vezi că nu-ți asigură traiul modest de la unul la alta. Nu poți să lucrezi ca asistentă 12 ore, să ai 70 de paturi, nu 12 ca în Occident sau 8 în funcție de secție și să nu ai ce să pui la pachet copiilor sau să te gândești că trebuie să iei o ghetuță în plus și că nu ai de unde. Este anormal. Da, perfect de acord cu dumneavoastră. Mă gândesc și la tratatele, nu știu, medicale care trebuie cumpărate, înțeleg că sunt destul de scumpe, dar toată lumea este de acord că salariile trebuie să fie mai mari și la personalul din sistem, cam la toată lumea. Bun, pe finalul emisiunii vă întreb așa, ați negociat câteva luni de zile și în urmă cu ceva vreme s-a și încheiat contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului județean din Constanța. Da. Cum a fost negocierile, ce ați obținut? Acum, după ce a trecut totul, pot să vă spun interesante. Interesante, dar cam câte au era, domnule Maia? Câteva luni bune, înțeleg eu. Nu. Încercăm să negociem contractul din ianuarie 2012. Și am reușit să începem negocierea în martie 2015. Am înțeles. Bun, haideți să vedem care sunt veștile bune atunci. Veștile bune au fost prezentate atunci. E un contract de muncă foarte bun, care reglementează inclusiv timpul de odihnă. Toată lumea are 25 de zile. Ce etichetă de masă, înțeleg? Da, la timpul de odihnă mai sunt 3 zile pentru fidelizare la fiecare 5 ani vechime, plus sporurile la cei care, potrivit contractului colectiv de muncă la nivel național, s-ar cuveni să le aibă. Avem și etichetă de masă. Pentru că timp e valabil? Noul cod? Este nou contract. Când este nou contract, valabil 2 ani de zile, cât permite maxim legea 62, cu uzat de prelungire încă un an. 2 ani de zile de liniște, înțeleg, da? Da, noi avem 19 unități, știți cum e, termină într-o parte, începe. Dar, într-adevăr, și vreau să mulțumesc foarte mult colegilor din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, care au fost alături de noi și care
au făcut posibilă această negociere, pentru că noi reprezentam echipa de negociere, dar în spatele noastre erau acei 1500 de membri de sindicat Sanitas, fără de care nu se putea. Bun, și eu trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Vă aștept, domnule Mana, peste câteva luni de zile să vedem care sunt rezultatele, dacă într-adevăr s-au majorat salariile sau nu, pentru că unii până nu văd, nu cred, să eu știți. Eu am crezut că mă invitați mai repede la altă emisiune, dar mă rog, peste câteva luni de zile. Asta. Să vedem rezultate concrete, domnule Mare, câteva luni de zile. Să vedem și alte unități, să vedem și alte... Asta subiecte. Este interesant, dar vorbim după emisiune. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.